Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vom discuta despre implicarea pe care familia ar trebui să o aibă în activitatea de recuperare a copilului. Alături de noi se află Raluca Chișu, manager Kineto Bebe. Bine ai revenit, Raluca! Bine v-am regăsit! Hai să ne lămurim, spuneam că este important ca familia să se implice în această activitate, dar la ce te referi când spunem activitate de recuperare a copilului? Mă refer la tot ceea ce înseamnă terapia copilului cu anumite probleme în dezvoltare, atât dezvoltare motorie cât și dezvoltare psihologică sau lingvistică. Înseamnă, practic, copilul care parcurge un program de kinetoterapie, de logopedie, de psihologie, de ergoterapie, terapiile de care copilul are nevoie, în așa fel încât lui viața și calitatea vieții să fie cât mai bună. Și ne referim aici și la copiii născuți prematuri și știm că ei pot avea anumite probleme din cauza faptului că au venit pe lume cu... Un pic mai repede. Un pic mai repede, exact, cu niște săptămâni acolo pe care ei le pierd. Da. Contează foarte mult când stai acolo în burtă la mami și te dezvolți și... Tot ce are o dezvoltare normală contează foarte mult. În momentul în care se întâmplă ceva în timpul sarcinii, copilul și fătul are de suferit și atunci este nevoie într-adevăr de intervenția medicului. Copilul este prematur, anumite lucruri nu s-au dezvoltat așa cum trebuie și noi avem nevoie sau părinții au nevoie ca copilul să fie stimulat, să fie corect stimulat, ca el să recupereze tot acest start un pic mai repede. Bun, deci da. Când vorbim despre activitățile acestea de recuperare ale copilului, ne referim la copiii prematuri, cum ai explicat, dar pot fi și copii care se nasc la termen și care au anumite probleme de rezolvat. Exact, sunt problemele neurologice datorate atât unor sindrome cât și unor probleme diagnostice care se depistează mai târziu de către medicul neurolog sau chiar la problemele ortopedice, problemele lingvistice, pentru că știm că avem acum o generație cu copii cu foarte multe probleme de pronunție, balbismul este iarăși o problemă destul de mare, mai ales la copiii de 5, 6, 7 ani, copii care se pregătesc de școală. Și ce înseamnă această boală? Copiii care se bâlbâie, copiii care nu pot să vorbească normal. Este o problemă cu care copilul intră în școală și din momentul acela se nasc foarte multe probleme în parcursul lui educativ. Toate aceste terapii, ele sunt prescrise de medic. În momentul în care medicul le prescrie, se spune ușor sau un pic gol pe rețetă 10 ședințe de terapie și atâta. De fapt, ce înseamnă? În momentul acela, pentru copil, se deschide o nouă activitate, o nouă portiță în viața lui. El începe o terapie de recuperare. El are lângă el un terapeut care îl coordonează în tot ceea ce face. Și sau de multe ori o întreagă echipă, așa cum lucrați voi. Exact, sau de multe ori o întreagă echipă. Dar părintele trebuie să înțeleagă că este nevoie și de el în toată această activitate de recuperare. Deci să înțeleagă faptul că nu sunt suficiente doar ședințele făcute cu voi, profesioniști, acolo în centru, ci toate aceste lucruri ar trebui continuate acasă. Toate aceste lucruri trebuie continuate acasă, părintele trebuie să înțeleagă procesul terapeutic pe care copilul îl desfășoară, trebuie să-l replice într-un oarecare fel și acasă, în așa fel dar încât... reușește întotdeauna părintele, pentru că, de ce te întreb, Raluca, părintele nu este specialist. Nu, părintele el nu încearcă, este specialist. Dar, dacă nu reușește, există riscul, să-i facă mai mult rău copilului sau cel mult nu progresează, adică nu se văd rezultate. Este de față în toate ședințele de terapie sau părintele ar trebui să fie de față la ședințele de terapie. În general, terapeuții dau teme pentru acasă, explică părintelui ce este de făcut. Într-adevăr, nu se face același program de recuperare acasă ca și într-un centru specializat de recuperare, dar părintele trebuie să fie acolo alături. Recuperarea nu se face în 40 de minute pe zi. Recuperarea se face în atât de multe ore în care copilul este treaz și este cu cineva acasă. Și practic cred că lucrurile ar trebui să vină firesc, astfel încât copilul să nu simtă că este într-un program, da, că recuperează, nici când este cu voi la centru, nici când este cu părintele acasă. Copilul acceptă mai ușor recuperarea într-un centru de recuperare dacă el face acasă și e și cu părintele câteva exerciții. Se pare deja activitatea mult mai familiară, se pare cunoscută, îi se pare ceva normal și atunci acceptă și terapeutul și terapia mult mai, da, ușor. Și iată, cu rigurozitate, conștiinciozitate, răbdare, pentru că nu cred că sunt suficiente 2-3 ședințe, 10 ședințe, de multe ori se lucrează luni de zile, poate ani de zile.
dar totul este ca rezultatul să se apară. Exact, rezultatele sunt importante, se văd rezultate în momentul în care se lucrează cu copilul și tocmai de aceea noi milităm pentru această implicare a familiei, pentru că acum sunt deja foarte mulți ani de când noi vedem copii, vedem rezultate și, într-adevăr, evoluția copiilor care lucrează acasă, cu părinții, da, într-un mediu familiar, sunt extraordinare, foarte frumoase și net superioare celor care acasă nu și-aduc aminte de terapie. Mulțumim pentru sfaturi, Raluca, și te așteptăm să revii. Felicitări pentru tot ceea ce faceți voi la centru, la Kineto Bebe, și să aveți rezultate frumoase, să ajutați cât mai mulți copii care au nevoie de voi. Mulțumesc. De programul vostru. Ne rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.